Radu, astăzi este și prima zi de școală, 11 septembrie. Da. Ai constatat în trafic și la Florărie. Dar tu la Florărie nu treci. Eu pe la Florărie nu trec. Nu treci, da. Dar metrou era ceva mai aglomerat și erau destui tineri cu flori. Le țineau așa? Nu. Să treacă lumea pe tunel? Nu era atât de aglomerat. Am înțeles. Deci nu era tunel în tunel. Nu. Noi multă vreme, în drumul Taberei, neavând tunelurile pentru metrou, făceam din flori, ca să ne obișnuim cu ideea. De la casa de căsătorii sector 6 până la eroilor. Așa mergeam noi prin tunel. Era un tunel de flori. Dar să știi că vorbeam mai devreme, apropo de prima zi de școală, e o secvență foarte plăcută, pentru că vin politicieni în curtea școlii. Asta e plăcut? Da, și problema e că... școală, cum? Da, că îi vedem la școală. În sfârșit. Da. Ei au avut, în schimb, o problemă cu continuitatea. Deci, după prima zi de școală, se pierde interesul. Prima impresie contează, da. Așa se spune. Da, se spune și că ultima impresie contează. Mă rog, contează toate impresiile. Eu am înțeles că ar fi o deschidere de an școlar cu aport redus de politicieni. Ceea ce aș fi gata să salut. Pentru aș aplauda? Pentru că oamenii, e limpede că fac lucrul ăsta conjunctural și fiindcă ăsta e protocolul și multora, poate nu tuturor, dar unora cred că nu le-ar plăcea să fie acolo. Cred că dacă îi întreb sincer, ar prefera să fie în altă parte. E dar perioada cu tăieri. Acum au început să mai taie pe aici pe acolo și probabil că au tăiat și din zilele astea de deschidere. E posibil. Da, momentul e sărbătoresc, firește, chiar dacă înainte exista ceea ce se chema careu. Era un cuvânt și cu resorturi punitive, pentru că te scotea de obicei în careu și când trebuia să te pedepsească în văzut tuturor, să-ți aplici o sancțiune, dar și pentru premieri. Și atunci erau discursuri, tot felul de lucruri care trebuie spuse, care nu pleacă neapărat din suflet, pleacă din obligație. Din când în când mai găseai și câte un director care vorbea altfel decât grosul, care vorbea convingător și care nu folosea clișee, care vorbea într-adevăr așa cum trebuie să le vorbească un conducător de școală unor elevi. Dar astea erau mai degrabă excepțiile. Și sigur, țin minte fascinația începutului, pentru că asta îl atrage pe un copil, cred că îl atrage și pe un adult, dar mai ales pe un copil care are caiete noi pe care abia așteaptă să scrie pe prima pagină. Eu cel puțin țin minte că eram înnebunit să încep un caiet, pe care elanul îmi dispărea, cum spunea Bogdan, de elanul politicienilor după prima zi de școală. Dacă Radul transforma în carte. Încă nu. Mai era până atunci, dar mulțumesc. Pe urmă, erau manuale pe care noi le-am prins în varianta virgină, deci fără să fi fost preluată de la anii anteriori. Aveam manualele noastre, eram primii și singurii oameni care utilizau. Noi le-am preluat de la voi. La noi nu au mai fost noi. Da, știu că după aia s-a recurs la așa ceva și exista acea curiozitate chiar și pentru materiile care nu te atrăgeau în mod special. Bun, în școala primară nu erau multe, dar pe urmă, în gimnaziu, aveai materii pentru care nu ardeai. Eu, de exemplu, care urma să fac o carieră în filologie, nu mă topeam după manualul de anatomie, dar îl răsfoiam pentru că era nou, pentru că mirosea nou, pentru că te interesa să vezi ce se întâmplă acolo, cum arată lucrurile și pentru că acea primă zi de școală avea o enormă calitate pentru elev. Nu te asculta nimeni. Da, nu erai scos la tablă, nu erai luat la întrebări. Era o zi de protocol pur în care se trecea prin ritualul reîntâlnirii sau întâlnirii cu învățătoarea, cu profesoara, cu diriginta, cu cine era. Era un prim pas spre acea săptămână destul de lejeră, prima săptămână de școală, în care abia făceai contact cu orarul, luai orarul, care nu rămânea definitiv, încă era cu semnul întrebării. Sigur. Mai venea câte un coleg nou... Da. Nici despre temele de vacanță nu îndrăznea nimeni. În prima zi, nu. Aducea ghinion. Da. Ca părinte, în schimb, ai o tensiune total nefirească în prima zi de școală. Dacă ești copil, exact cum ai zis tu, relaxat, te reîntâlnești cu colegii, e o treabă minunată. Ca părinte, încep nervii. Băi, nu zboți cămașa, vai, deci abia ai ieșit. Aoleo, florile alea, vezi că ține-le, mă, mamă, cum trebuie, că am dat bani pe ele. Du-le, nu-i le da acolo, doamnă. Ba, dă-i le acolo. Uite, ceilalți le dau.
Acum le dăm? Nu, ți-am zis să nu luăm gladiole. Da. S-a strâmbat. Tocmai la tine s-a... nu e bine. Bine, mai, și mai sunt și celelalte întrebări. Oare găsesc loc de parcare? Oh. Că e și asta o întrebare. Da, dacă care, aș putea în clasă. Eram eu, da, în bancă. Când eram eu elev, așa ceva nu exista. Bun, e adevărat, eu am făcut școala primară aproape de casă, dar gimnaziul la câteva stații, iar liceul la multe stații. Nu s-a pus problema să fiu dus cu mașina, sigur, printre altele, pentru că ei mei n-aveau mașină, dar dacă ar fi avut, nu cred că s-ar fi sinchisit de siguranța transportării mele până la școală și înapoi. Adică, cred că eram bănuit de suficient discernământ ca să ajung singur, să nu fie nevoie de altceva. Plus că zilele acestea se face și tragerea la sorți pentru modul în care vei sta în bancă, cu cine vei sta în bancă, se fac negocieri... Îți dorești cu cineva, asta poate cineva nu-și dorește, acel cineva nu-și dorește, da, să stai cu tine. E suprarealist, tragere la sorți pentru colegul de bancă. Ca joc, da, ca joc, fi interesant. Da. Dar poate altfel... vrea o colegă de bancă și da, se obține destul mulți, de greu. Și poate vor mai mulți. Exact. Este concurență pe post ca la echipa națională. Da. Ce nu era pe vremea noastră, nu era problema drogurilor în școală, care e o problemă foarte serioasă. Și anul și acest... nu de azi de ieri. Da. Și anul acesta, pentru prima dată, auzim vorbindu-se despre niște teste antidrog, da, făcute în școli. Cum ți se pare ideea asta? Nu, nu o testare de masă, deci au spus nu că masă, nu va fi o testare, da, de masă, da? Prin sondaj sau cum? Da, sau când sunt semne, când sunt, da, semne că, da, cineva, okay, ar avea probleme. Bun. E de bănuit că asta va micșora puțin unda de șoc, dar nu va face să dispară. Vor exista în continuare licee și se cam știu unde se vor consuma droguri. Povestea asta există, sau cel puțin eu știu de ea, de prin 96, când existau anumite licee, care sunt și acum în pole position la consum, în care, pentru că erau și copii din familii înstărite, se puteau cumpăra droguri. Existau plasatori, existau dealeri, exista cam tot ce vedeam noi prin filme și ni se părea că, fiind de domeniul ficțiunii, pericolul n-are cum să ajungă și aici. A ajuns. Eu am făcut parte dintr-o echipă, ca traducător, dintr-o echipă care se ocupa de reducerea cererii de droguri în școli și nu numai. Și asta s-a întâmplat în 98. Nu a prețurilor, deci a... Nu, a drogurilor, a cererii de droguri. Deci asta s-a întâmplat în 98. Au trecut de atunci, ia gândiți-vă, 25 de ani, nu? Și lucrurile s-au agravat. Prin urmare, fenomenul e serios. Noi suntem în vecinătatea unor țări care sunt plăci turnante pentru traficul de droguri și în condițiile astea, da, mi se pare o idee de aplicat. Nu știu cu ce rezultate, dar simplu fapt că arăți pisica s-ar putea să descurajeze măcar într-o mică proporție consumul.